Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 23 iulie 2024. Când Dumnezeu îți dă o vedenie. Pe când mă rugam, am avut o vedenie. Faptele Apostolilor 11, versetul 5. Când Dumnezeu îți dă o vedenie, în primul rând aceasta te va tulbura, chiar deranja. Uneori Dumnezeu va vorbi cu o voce pe care nu o poți ignora. Alteori, precum în cazul lui Iona, Dumnezeu te va lăsa să te duci la fund pentru a-ți atrage atenția. Oricum ar fi, lucrurile nu vor merge bine până când nu îi spui da lui Dumnezeu. Când Dumnezeu îți dă o vedenie, în al doilea rând, te va ilumina. S-ar putea să nu-ți placă ce-ți spune Dumnezeu. Lui Anania nu i-a plăcut să meargă să se roage pentru Saul din Tars, un om care avea mandat să-i omoare pe creștini. Dar Dumnezeu i-a spus, du-te căci el este un vas pe care l-am ales. Îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Citim în Faptele Apostolilor 9, versetele 15 și 16. Și să reținem expresia, trebuie să sufere. Ce înseamnă acest lucru? Că diavolul nu-ți va trimite o telegramă ca să te felicite pentru că ai decis să faci voia lui Dumnezeu. Așa că fii pregătit pentru atac. În al treilea rând, când Dumnezeu îți dă o vedenie, te va inspira. Vei înfăptui lucruri care nici măcar nu ai visat că ar fi posibile. Uite-te la Gedeon. Când Dumnezeu l-a găsit, el se temea de madianiți. Vezi Judecători, capitolul 6, versetele de la 11 la 15. Nu era tocmai un început promițător, nu? Iar când îngerul l-a numit viteazule, el a răspuns, eu sunt cel mai mic în casa tatălui meu. Când îngerul i-a spus, Domnul este cu tine, viteazule, Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Iar când în cele din urmă a acceptat slujba, el încă se gândea, cum ar putea așa de puțin evrei să învingă atât de mulți madianiți? Și cu toate acestea, dușmanii lui vor avea coșmaruri în ce-l privește. Vezi Judecători, capitolul 7, versetele de la 13 la 15. Secretul victoriei stă în cunoașterea faptului că Dumnezeu este acela care lucrează în noi. Vezi Filipeni, capitolul 2, versetul 13. Și ne dă și voința și înfăptuirea.